Pentru ce vă rugați aici? Ne rugăm pentru sănătate. Ce sunteți voi? Noi suntem pelerini. A venit și crucea roșie. Cum v-ați imaginat aici? Ne-am imaginat că e... A, cum e? E frig? A, e frig! Dar cu Dumnezeu înainte ne ajută Dumnezeu ca să rezistăm. Vă ajută Dumnezeu, da, ne ajută Dumnezeu să ne ierte ce-am greșit, că ne iartă Dumnezeu, că e sfânt, Sfântul Dimitrie cel Nou. A, e și ăla vechi, da, și te-ai rugat și la ăla, da. Și acum mi-am imaginat că e frig, dar nu e frig. L-am descoperit pe Dumnezeu într-un caz de boală. Și la ce vă rugați? Pentru sănătate. Vă rugați pentru sănătate la Dumnezeu în anul, în mileniu 3? Nu vă rugați să vă lumineze mințile, ci să învățați ceva de la viața voastră, în loc să vă rugați la Dumnezeu atât de mult? Nu, ne este perediți. Cum suntem ca răducul Luluța Goga? Cum, Goga? Există răducul Luluța Goga? Exact, l-a dus pe fratele lui ei pentru sănătate, în loc să-l ducă la un doctor bun, l-a dus la biserică să se roage pentru sănătate. Acum cred că se roagă Luluța Oga, Goga, Oga, să-mi dea Dumnezeu mâncărică și medicamentuțe, mă duc la biserică să iau, să fut niște păbuțe, să-mi dea și mie împărtășanie, dar asta trebuie duminică, trebuie să fac foame astăzi când mai am pâine. Mai am câteva coltuce de pâine uscată cu apă. Pentru sănătate! Și e frig, e frig! Și ce ați făcut? Ce faceți crucea roșie? Păi, noi stăm aici, nu e ca în alții ani când dă aia ortulă și neapă aici, op, 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 că nu prea ajuta Dumnezeu că era prea păcătoși, da, da. Și îi ajuta, dar după aia pac se placa. Aolo, pentru sănătate. Și ce le-ați făcut? Au venit în corturi aici, pac, pac, ce făceau? Băgau de o nuntă? Nu știu. S-o păiau, au, 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 așa ca să încălzească și le-am luat o tensiune. Ia hai să vedem cât ai, 2,20 sau 3,80 și cât avea. Avea bine. De ce? Că e pentru sănătate. Fătă vengăre de jegăș. Încă un mesaj de satanism. Încă mi-ai și pula scârbinii drept.